Magistrații înaltei curți de casație și justiție au decis astăzi amânarea judecării apelului lui Liviu Dragnea, în dosarul în care acesta a fost condamnat în primă instanță la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare. Judecătorii au precizat că liderul PSD a trimis o cerere prin care solicita o amânare pentru a-și angaja un avocat și au stabilit ca nou termen data de 5 noiembrie. Liviu Dragnea nu s-a prezentat astăzi la sediul instanței supreme, în schimb au fost prezenți mai mulți susținători, dar și contestatari ai liderului PSD. A fost nevoie de prezența jandarmilor, care au încercat să-i disperseze pe oameni. Unul dintre contestatari a fost amendat cu suma de 500 de lei. Vă avertizez că participarea la o adunare publică nedeclarată, urmată de refuzul de a părăsi la solicitarea forțelor de ordine, constituie contravenție. Vă asumați responsabilitatea faptelor dumneavoastră. Aduceți tunurile cu apă? E ceva spontan! Da. Magistrații instanței supreme l-au condamnat în luna iunie pe Liviu Dragnea la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare în procesul angajărilor de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman. În acest dosar, liderul PSD este judecat pentru instigare la abuz în serviciu. Tot în această speță a fost implicată și fosta soție a lui Liviu Dragnea, Bombonica Prodana, dar acuzațiile împotriva acesteia au fost retrase pentru că, între timp, a achitat prejudiciul.